Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Subiectul Zilei, emisiunea care vă ține la curent cu cele mai importante și mai interesante întâmplări de peste zi. Vom aborda în această seară un subiect actual, un subiect sensibil și care are mari șanse să devină și mai sensibil dacă statul nu va interveni în favoarea dumneavoastră, a cetățenilor. Și, din păcate, nu prea sunt motive să credem că acest lucru se va întâmpla. Despre ce e vorba? E vorba despre comportamentul și atitudinea unor firme multinaționale. Unele dintre ele au tendința de a deveni stat în stat, în sensul că nu mai ascultă de nicio lege, nu mai ascultă de nicio regulă, ignoră drepturile cetățeanului și merg după o singură regulă sau principiu, și anume profitul maxim. De ce s-a ajuns aici? De ce e statul atât de slab în relația cu aceste firme? O să discutăm împreună cu invitatul din această seară. Este vorba despre domnul Mihai Amăriuței, administrator al unei firme de cablu cunoscut în Neamț. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine am găsit! Vorbim despre multinaționale în genere, vorbim și despre RCS RDS, o societate cu apucături interesante și nu spunem numai noi acest lucru în special, dar și despre alte teme. Sigur, împreună și cu dumneavoastră, așa cum v-ați obișnuit, vă așteptăm să intrați în dialog cu noi. Domnule Amăriuței, noi, cei de la STV, avem o problemă atât cu RCS RDS, dar și cu CNA-ul, mă rog, o instituție care ar trebui să arbitreze într-un mod corect și legal relația noastră cu această societate. Am aflat mai nou că și dumneavoastră aveți niște nemulțumiri și v-aș ruga să ne spuneți, ca introducere, de unde pornesc. Mă rog, nemulțumiri. Deja cam ardi satul. Probabil că telespectatorii deja știu, pentru că nu e o noutate, probabil că au aflat de ceva vreme că un alt mare trust media care activează pe piața românească, să spunem, s-a prins în acest joc al distrugerii inițiativelor locale, impunând, așa să spunem mai bine, condiții complet discriminatorii pentru distribuirea posturilor acestui trust. Mă refer, bineînțeles, la trustul Media Pro, care distribuie cunoscutele canale Pro TV, Acasă, Sport.ro și Pro Cinema, plus Acasă Gold mai nou, care s-a gândit că e o idee bună să ceară operatorilor locali din România o sumă triplă decât cea pe care o plătesc marile companii transnaționale, dintre care RDS este una din ele. Mai sunt câteva companii transnaționale care au reușit să acumuleze o mare parte din piață deja în acest punct de vedere, cu milioane de clienți, toate fiind în posesia unor firme care nu mai sunt românești de multă vreme. Nici măcar RDS, RCS, ci că e firmă românească, dar acțiunile aparțin, din câte știu, unei companii din Olanda. Deci se califică așadar la ce am spus noi, deci toate sunt multinaționale, vopsite ca fiind românești. Nici măcar Pro TV, mă rog, Media Pro nu mai este neapărat românească, știți foarte bine, acțiunile Media Pro aparțin unei firme, Central Media Enterprises, dacă nu mă înșel, o firmă cu sediul în insulele Bahamas. Deci nu prea e nici în România, nici măcar în Europa. Deci nu prea e o firmă românească, e o firmă dintr-un paradis fiscal care în felul ăsta scapă de orice, ce știu eu, răspundere față de români până la urmă în acest punct de vedere, care însă rămân să fie foarte atașați de acest canal, ceea ce n-ar fi un lucru rău în sine dacă acest canal ar reciproca oferind până la urmă condiții similare tuturor jucătorilor de pe piață. Atenție, adică să înțelegem și să înțeleagă și telespectatorii, dumneavoastră spuneți că dacă între ele multinaționale se înțeleg pe niște tarife mult mai mici, dumneavoastră întreprinzător privat de aici, de la noi din Neamț, dar în situația noastră sunt și alți operatori de cablu locale, ar trebui să plătească de 3 ori mai mult. Care e explicația care vi s-a oferit? De ce dumneavoastră mai mult și alții mai puțin? Ce explicație? Apreciez faptul că măcar este făcut pe față, deci lista de tarife este în lista generală de tarife a ProTV-ului care sunt puse pe site-ul de net acestuia și acolo este dat tariful. Pentru fiecare abonat ar trebui să plătim câte 1 euro plus TVA pe lună,
operatorii mari, având discounturi de până la 66,66%, ori 66,66% nu mai este discount, este discriminare clară. Un discount înseamnă și o 10-15% care acoperă și un mod rezonabil cheltuielile suplimentare a faptului că trebuie să lucrezi cu mai mulți operatori. Bine, aceea cum a rămas. Probabil că asta este gândită ca lovitura de grație, dată faptului că nu prea mai rămas mulți operatori. Deci operatorii independenți, am zis că au rămas ceva de genul doar 300. Aceștia fiind doborâți de ceva mai multă vreme cu acțiuni concentrate în acest punct de vedere. Aceasta este, știu și eu, doar, cum spuneam, un ultim pas, de fapt. Prima... Lovitura de grație, să spunem, se încearcă acum. Exact. Pentru că începutul a fost început, deci prima situație de asemenea discriminare crasă a început chiar cu posturile locale a grupului FCSRDS, cunoscutele posturi Digisport, care au reușit într-un fel sau altul, cred că au fost la televizor niște relații despre cam cum anume s-a întâmplat, să obțină oarecare exclusivitate pentru campionatul local de fotbal, care cu calitate în fără calitate se pare că totuși atrage totuși în continuare audiența publicului. Celebra poveste pentru telespectatori, celebra poveste cu Mitică de la Ligă, niște bani veniți dinspre CSRDS și cu finalitatea șantaj din partea Antena 3 pe subiectul ăsta, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Poveste pe care o descâlcesc procurorii, eu am doar reamintit-o. Da, discutam cât se lucrează la acest capitol. Chestiunea că i-au profitat pe undeva de faptul că probabil fie noi așa, văzând că cam merge orice pe la noi prin țară, nu se aplică normele care spun că nu ai voie să abuzezi de poziția de monopol. Deci în momentul în care ai putere pe piață, în momentul respectiv nu mai poți să pui condiții discriminatorii la distribuție. În momentul în care... Și acest lucru se întâmplă deja, fiindcă veni vorba, deci ceva similar a fost încercat să facă grupul Sky cu canalele Sky Sports în Marea Britanie. Și... ceilalți operatori s-au plâns la regulatorul, organismul regulator Ofcom, care a dispus ca aceste canale să fie distribuite către toți operatorii în condiții rezonabile și nediscriminatorii, în sensul că tarifele chiar trebuiau să fie mai mici, cam cu 20%, dacă nu mă înșel eu prea bine, față decât solicitați ca inițial. Bine, valorile în sine nu sunt atât de importante, câtă vreme sunt în marge de un acesta de 10-20%, care și pot fi acoperite din eficientizări. Știu și eu... Firmele mai mari au alte pretenții. Ei trebuie să-și facă, știu și eu, directorii, vacanța pe Coasta de Azur. Corect. Reduci cheltuielile, plătești salarii mai mici, te mulțumești exact. Cu un profit mai mic, dar nu ca o firmă nu mai... Nu triplu. Da. Ne-am plâns, bineînțeles, în momentul în care raportă această discriminare evidentă și contrară, clar, directivelor europene, organismelor noastre de stat, și răspunsul care l-am primit a fost năucitor, aștia să spun. În Anglia, ni s-a comunicat, se poate reglementa, pentru că acolo au o singură organism integrat, care se numește Ofcom, care se ocupă de toate aceste aspecte, adică nu se poate pentru că sunt prea multe instituții de stat. Se ocupă... Ceea ce aici nu pot să-i contrazic. Sunt prea mult, birocrația e mare, dar asta nu e un motiv ca să nu-ți rezolve ție ca și cetățean problema. Vreți să citesc de aici? E către, haideți să vedem, către Consiliul Național al Audiovizualului este făcută de către dumneavoastră așa, și răspunsul vine de la Consiliu și spune în felul următor: este desigur salutară trimiterea pe care o faceți la măsurile adoptate de Ofcom în 2008 și 2010, atunci când s-a constatat faptul că au fost percepute tarife abuzive de operatorul Sky într-o situație oarecum asemănătoare, menționați dumneavoastră, cu cea a tarifelor cerute de RCSRDS atunci când îi se solicită preluarea canalelor proprii de către alte rețele de distribuție. Dar nu trebuie pierdut din vedere faptul că Ofcom este o autoritate de reglementare convergentă care deține în sfera atribuțiilor sale și gestionarea spectrului de frecvențe, care la noi revine ANCOM. Pe de altă parte, în România, practicile neconcurențiale sunt gestionate de ANPC și de Consiliul Concurenței. Adică, traduc și vă rog să mă corectați dacă înțeleg eu greșit, vă spune CNA-ul care ar trebui să arbitreze această neînțelegere între dumneavoastră și RCSRDS, spune în felul următor: e posibil să aveți dreptate, în altă țară europeană chiar s-a întâmplat să li se dea dreptate celor care sunt în situația dumneavoastră, la noi nu e posibil pentru că noi vă răspundem, că atâta fac, la modul acesta, alții se ocupă de spectrul de frecvență, adică ANCOM-ul, iar dacă vorbiți cumva și de vreo practică neconcurențială, ar trebui să mergeți ori la ANPC, ori la Consiliul Concurenței, ori la ambele.
Bun, e un răspuns evaziv, cred că știți gluma cu răspunsul evaziv, care nu vă rezolvă problema, vă dă dreptate, s-a rezolvat, nu se poate. Același răspuns l-am primit și de la ANCOM și de la Consiliul Concurenței, care a spus fiecare că, nu e, că e problema unor din celorlalți trei. Aruncatul pisicii, așa, într-un termen asta mai... Asta e nivelul. Da. Și cum spuneam, acela a fost prima încercare, probabil, la unde, a depistării, unde se află legea stadiul legal în România, s-a văzut că merge. Acum, probabil, trustul meu de aprobare a spus că, domnule, dacă la unele merge, deci nu merge și nouă. Și probabil că încearcă aceeași chestiune și mă aștept să se întâmple același lucru și cu alte situații, pentru că dacă tot funcționează sistemul... Dacă știți, se poate, de ce nu? Dacă se poate, cum să spun, fraierele care nu exploatează chestiunea asta. Bun, dar haideți să ne înțelegem un lucru. În condițiile în care ei își impun aceste tarife, dumneavoastră aveți două alternative. E clar, la o majorare de 60% nu puteți vorbi de, eu știu, reduceri de cheltuieli prin unele locuri, în așa fel încât ori închideți afacerea, ori de încercați... De fapt, scopul este vânzarea afacerilor. Vânzarea, deci, afacerilor. Presiunea preluarea. Pentru a se vânde afacerile pe mai nimic la acești mari operatori. Asta este scopul până la urmă. Dar nu e o preluare ostilă în termenii de acum clasici? Poate în alte țări. La noi e conform legii, după cum vedeți. Da, ar fi o preluare ostilă, să spunem, stimați respiratori, să puteți să interveniți oricând cu mesaje. Așadar, ce se întâmplă? Vine cineva cu mușchi de care financiar sigur, poate ori mai fi și de alt gen mușchi respectiv, vine peste cineva care își face o afacere cinstită, mică aici, o afacere, da? Și o preia ostil. Ce înseamnă că o preia ostil? Beneficiază de clemența, și o să discutăm, interesantă sau interesată a statului, a instituțiilor statului și ori te duce în sapă de lemn, ori te preia probabil pe un preț convenabil pentru ei. De ce se întâmplă acest lucru? Odată, de ce credeți că li se dă libertate acestor multinaționale să facă acest lucru? Și doi, sigur că e o întrebare către telespectatori, dar o să o adresez și invitatul meu. De ce credeți că instituțiile statului sunt atât de grijulii cu acești coloși, să le spunem, financiari și nu numai, și atât de dezinteresate instituțiile față de drepturile și de posibilitatea de alegere a cetățeanului? Acum, domnule Amoreuția, cu permisiunea noastră am să vă spun și problema STV-ului și să încercăm să vedem dacă nu cumva lucrurile merg și dincolo de aspectul financiar, aspectul de business, de afacere al acestei situații, dacă nu se urmărește și vreun control de un anumit fel, altul decât financiar, pentru că, atenție, situația STV-ului este oarecum similară. Sigur, la noi nu e vorba de preluare, adică nu vrem noi să preluăm programe, vrem noi să fim preluați și să ajungem în casele dumneavoastră, stimați telespectatori, însă pentru acest lucru RCSRD cere o sumă exorbitantă. Pentru noi, ca și televiziune relativ nou apărută, cere o sumă exorbitantă și mai ales e supărătoare această cerință a lor în condițiile în care legea spune că noi n-ar trebui să plătim. Suntem în acel coș mascherii, ar trebui să fim luați în mod obligatoriu și distribuiți către dumneavoastră. Singura cenzură, dacă vreți, că, mă rog, alegere pe care dumneavoastră o puteți exercita, stă în telecomandă. Dacă nu vă plac programele STV și vă plac programele unei alte televiziuni, aveți telecomanda și alegeți canalul pe care îl doriți dumneavoastră. Dar operatorul ar trebui să vă ofere posibilitatea de a vă informa și de la noi. Ei bine, condiționată această posibilitate, libertate, aș spune eu până la capăt, de plătirea unui tarif. Mult peste puterile financiare, nu numai ale noastre, cred ale unei televiziuni la început de drum și, mă rog, nu avem banii care să-i mulțumească pe domnii ăștia de la multinaționale, că ei vorbesc de cifre cu multe zerouri, așa s-au obișnuit, defect probabil de acum profesional. Bun, pot să înțeleg multinaționalele, că până la urmă știți cum e, ca în curtea școlii. Da, păi nu, că așa arată România asta, e ca în curtea școlii, ăla mai mare care face și karate vine și dacă poate îți ia și îți mănâncă și sandwich-ul tău. Că așa e stomacul lui mai încăpător. Dar trebuie să fie un profesor supraveghetor acolo care să-l pună la colț și să te apere pe tine, să poți să-ți mănânci sandwich-ul. Ce ne au în cazul de față? Bine, problema e mai lungă de atât, de fapt. Profesorul acela supraveghează din ce cauză? Pentru că la rândul lui răspunde în fața cuiva. Dacă nu supraveghează, atunci se întâmplă ceva cu școala aceea. Vin părinții, se întâmplă o chestiune. Exact. Ei, aici are o răspundere. Foarte bine. Exact, are o răspundere. În cazul nostru, această și autoritate supremă este, până la urmă, statul, care este cel care trebuie să gestioneze încât relațiile de pe piață să funcționeze cum trebuie. Pentru că, mă rog, multă lume are ideea falsă, injectată ideologic deseori,
că piața liberă e o chestiune absolută. Eu, și eu pentru mine e o adevărată religie. Dom'le, piața liberă și orice altceva, dacă s-ar putea să distrugem statul. Și culmea că am văzut o mulțime de oameni plătiți de stat care transmite exact acest mesaj. O chestiune care realmente nu înțeleg. Mă rog, e moștenită de undeva, de la anumite ideologii mai noi, care s-au gândit să facă o copie în oglinda marxismului. Marxismul spunea, doamne, toate drepturile aparțin și eu poporul într-un fel, și au venit că, doamne, toate drepturile aparțin cu banii, ceilalți nu contează. Un fel de neofeudalism, îmbrăcat în tot felul de culori, tot felul de think tank-uri și chestiuni de genul ăsta, în care, doamne, luptă-te pe piață, dacă nu, asta e situația, ești un rahat, du-te și te împușcă, chiar nu contezi. Din punctul de vedere. Ăsta e mesajul, dar trăim zilele acestea foarte clar, din păcate, foarte evident. A fost prins, deci există anumite să zicem, porțiuni politice de extremă dreaptă, ei se numesc de dreapta, de o extremă de acum, care au luat acest mesaj și care cumva reușesc să treacă ca prin toate schimbările politice, pentru că probabil din datorită faptului că după Revoluție noi am sărit iarăși peste cal, pentru că spuneam un prieten, ăsta e sportul național românului, săritul peste cal, acum am sărit de la statul păzește tot, la statul nu mai păzește nimic și se descurcă fiecare cum poate. Chiar aceea este cât se poate de păgubos. Statul, iarăși, la rândul lui, cum spuneam, este, să spunem, mare, este dus acolo, sau are puterea, această putere într-un stat democratic, delegată de către noi, de către întreaga populație. Deci câtă vreme populația se interesează și înțelege cum merg lucrurile și trage la răspundere pe cei pe care i-a delegat, pentru că toți cei trimis la stat sunt doar delegați de restul populației, atunci aceștia vor avea grijă și ușor să urmărească păstrarea necesităților și scopurilor societății ca ansamblu. Pentru că acesta este, până la urmă, scopul societății, este ca toți să o ducem ca societate mai bine, nu să funcționeze neapărat cine e mai profitabil să fie cel mai mare și celălalt să nu conteze. Economia de piață are un rol destul de îngust, are un rol până la urmă pur tehnic. Calculul valorii relative a diverselor resurse disponibile pe piață și alocarea lor. Poate a face acest calcul. De ce necesar acest calcul? Înainte vreme, în vremea comunismului, făcea PCR-ul. Și după cum vedeți, știți, era o problemă. Și era și respectiv. Celebra formulă de împărțire, nu? Fiecăruia după cât trebuie și așa teoria mai departe. Era, da. Așa, practica era practica cu totul diferit, alta. Da. Exact. Mica problemă este că în momentul în care calculezi centralizat valoarea, niște valori, altceva spune, domnule, dar cine știu, eu vreau altfel. Și duc la diverse chestiuni, de genul lipsă de produse, pentru că oficial ar trebui să aibă prețul mic, dar nu era de unde să le dai, sau invers. Adică apreau de felul de blocaje. De aceea, economiile funcționale sunt economiile democratice vestice care distribuie acest calcul de valoare pur și simplu de populație. Noi, pur și simplu, când cumpărăm ceva, când schimbăm ceva între noi, în momentul respectiv alocăm valoare relativă la produsul respectiv și atunci se calculează un preț de piață. Lucrurile astea se întâmplă numai atât timp cât aceste schimburi de piață sunt multe. Sunt distribuite încât să se întâmple această verificare mereu a pieței între cerere și ofertă. În momentul în care apare o monopolizare într-un domeniu oareșcare, în momentul respectiv nu mai există această verificare de valoare relativă. Pur și simplu, cel care are puterea spune, domnule, atâta vreau eu. Asta vreau să vreau să vă întreb și să mă corectați dumneavoastră, nu sunt neapărat un specialist în afaceri și de asemenea telespectatorii pot interveni. Să spunem că o societate, în cazul nostru facem vorbire despre CSRD, reușește în această acțiune pe care și-a propus-o, profitând de slăbiciunea, neatenția, spuneți-i cum vreți, organelor statului, la un moment dat reușește să vă scoată din piață pe dumneavoastră, să scoată din piață pe un alt operator de cablu, să scoată din piață, cât ați spus că mai sunt aproximativ 300, să-i scoată pe marea lor majoritate, să scoată 290 de pe piață și să rămână practic în poziția de unic. Ei, în momentul ăla, atenție, poate impune prețul. Dacă cetățeanul simplu nu va fi de acord să accepte prețul impus, nu va mai avea alternativa a măriuței. Nu va... Și unde e acolo economia de piață? Că, iertați-mă, cu un singur ofertant eu sunt obligat. N-ar fi chiar un singur ofertant, mai există încă unul sau doi mari operatori, tot transnaționali. Da. Și apropo, această abordare de diferențiere de preț nu a fost începută cu operatorii mici. Dacă țineți minte, la începutul anului, aceeași atac a fost făcut împotriva unui alt mare operator, Romtelecom, care s-a cerut așa o sumă triplă, dar acela a fost un operator cu suficient resurse încât să reziste acestui atac, să aibă curajul să scoată canalele trustului MediaPro,
suficient de mult timp încât acest trust să renunțe, observând că, nu, că scoaterea canalului acestui trust nu distruge, nu distruge operatorul respectiv. Acum se încearcă la nivele mai jos, acel, atunci a avut niște posibilități care poate operatorii mai mici nu le au, pentru că până la urmă, în afară de faptul că el, cum să spun, aceste puteri, până la urmă de stat, se bazează pe faptul că cineva vrea ceva. De exemplu, cetățeanul vrea să vadă neapărat canalul cu X, meciurile, Y, Z, da. Nu știu, cu Mitica sau ceva de genul ăsta. Acum mă gândesc că poate ar fi o idee mai bună să ne deșteptăm și noi să observăm că, domnule, ăștia ne fură calul păcălindu-ne cu niște chestiuni strălucitoare. Poate dacă asta e criteriul pe care merge, domnule, nu ne mai trebuie și să reintroducă noțiunea de piață. Pentru că în momentul în care omul insistă că vrea acel canal, pur și simplu nu mai se gândește piața. Aceea este obligatorie, trebuie să dai că vrei sau să te omori sau să, mă rog, mai mamă. Bun, asta ne întreabă, zice cineva. Deci există tot tipul și versiune, există opțiunea și eu aș zice că ar fi o chestiune, ar fi poate cea care ar transmite un semnal că, domnule, noi însemnăm ceva, să votăm cu ceea ce vreau să ne uităm. Când ne uităm la un post de TV, în momentul respectiv noi îi dăm acelui post ochii noștri, care el vinde perfect la publicitate în alte locuri. Să conștientizăm faptul că vrea prea mult de la noi sau că vrea ceva neregulă, cum ar fi această discriminare evidentă, și să pur și simplu să ne uităm la altceva. Chiar nu putem, nu suntem în stare, nu avem atâta voință. Nu zic să închidem tot televizorul, să mergem să facem sport, ceea ce poate ar fi un lucru mult mai bun. Vedeți că vă stricați afacerea, eu știu dacă nu mai uităm. Nu e afacere, da. Eu încerc să fac ceva ce este necesar. Am făcut ce am făcut pentru că s-a cerut și a fost nevoie. Nu este un scop în sine pentru mine. Și sunt primul care să spun că prea mult stat la televizor poate mai mult strică pentru că stăm, ne îngreșăm, ne băgăm în cap niște idei monocolo. Acum stricați-mi audiența, sigur, glumesc, vă rog, nu. Ne întreabă cineva, zice, bun, la final, calitate, preț ne interesează pe noi consumatorii, se scumpește sau nu? Dumneavoastră ce o să faceți? O să scumpiți? Ce o să faceți? Nu știm încă, aștept informații de la telespectatori. Versiunile sunt să scumpim abonamentul, să adăugăm suma care cheltuie în plus ceva de genul 5 lei, să punem la abonament. Să scoatem canalele acestui trust, toate aceste canale, eventual poate găsim ceva interesant să mai băgăm în locul lor, dar nu-mi fac iluzii că va avea aceeași audiență. Sau pur și simplu să ne închidem și să lăsăm spectatorii să ducă la altceva. Dacă spectatorii zic că, domnule, mergem la alții, că alții nu se poate, atunci asta e mesajul. Până la urmă, decizia trebuie să o ia spectatorii. Pot să se uite la alt canal în loc de Pro TV, de exemplu, pot să se uite la dumneavoastră, poate să afle ceva de ce se întâmplă pe piața noastră, ce se mai întâmplă, cum ni se vinde țara până la urmă, în timp ce ne uităm la Pro TV și vedem frumos cum dansează diversi. Bun, fiecare sigur își face grila de programe, aveți dreptate, problema e alta, aici e pericolul, spuneți dumneavoastră că până la urmă și aveți feedback de la, am văzut chiar că pe canalul dumneavoastră ați postat un mesaj în care foarte puțin feedback-uri, o parte au spus că se poate scoate liniștit, adică preferă să fie scos decât să creștem prețul. Foarte puțin au spus deocamdată că canalul este esențial canalul acestui trust. Deci deocamdată încă nu putem să tragem o concluzie, așteptăm și noi și vedem înapoi încotro să o luăm. Dar, cum să spun, din acest punct de vedere, mesajul, am discutat și cu alți operatori, chiar acest weekend am fost la Brașov invitați de un distribuitor de cablu. Există niște firme care asigură distribuția internă a diverselor canale vestice către diverse firme de cablu. Și pot să spun că era o atmosferă de înmormântare. Pe de-o parte, operatorii, distribuitorii respectivi își văd și ei afacerea lor distrusă pentru faptul că în momentul în care mai rămân 2-3 operatori nu mai ai nevoie de distribuitori, deci acest ecosistem se distruge complet pentru că este complet inutil în acest punct de vedere. Iar pe de altă parte, aceeași chestiune, operatorii de cablu își puneau problema în ce măsură la anul vor mai fi vreo 3. Deci asta depinde până la urmă de dumneavoastră. Părerea mea personală este că cel mai bine ar fi să fim în stare să vedem dacă putem vota cu telecomanda. Sunt sute de canale disponibile care au conținut similar sau poate chiar mai bun din puncte de vedere, mai ales la partea educativă, unde la noi chiar sunt mari greutăți în acest punct de vedere. Și poate reușim să ne mai mutăm de pe canalul pe care s-a blocat telecomanda și să putem în acest fel să nu mai fim atât de sensibili la acest șantaj, că altfel nu poți să-l numești. Luăm pauză publicitară, revenim cu acest subiect. Invitatul meu a tras atenția asupra unui aspect. Discutăm acum despre, puteți spune, o biată televiziune regională sau o biată, cu respectul de rigoare, firmă de cablu locală. Însă e vorba de o atitudine generalizată la nivel național. Vin unii, repet, cu mușchi, nu numai financiar, spun foarte multe voci, care impun la noi acasă pe banii noștri. Întrebarea, dacă vreți, către dumneavoastră, către toți, este: îi lăsăm
să impună, îi lăsăm să ne dea cu lingurița ce vor ei, pornind de la canale TV și mergând până, nu știu, la gaze de șist, că de ce nu, o să vedeți, sunt practici similare. Luăm pauză publicitară, revenim în doar câteva minute la discuția noastră. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, la ediția din această seară a emisiunii Subiectul Zilei. Vorbim despre multinaționale și apucăturile lor în încercarea de a acapara total, aș îndrăzni eu să spun, piața. Intră de multe ori în coliziune cu legile statului și, mai important, cred eu, pentru noi toți cetățenii, cu drepturile noastre. Ni se impun niște lucruri din poziții de pe poziții de forță. Vă reamintesc invitatul meu din această seară, domnul Mihai Amăriuței, administrator al unei firme de cablu cunoscute în județul Neamț, și discutăm de asemenea împreună cu dumneavoastră supărarea dânsului legată de faptul că se încearcă să îi se impună niște majorări de prețuri discriminatorii. Au fost, în opinia dumneavoastră, au fost folosite cuvinte și mai contundente, ca să spun așa, dar dumneavoastră hotărâți dacă sunt în concordanță cu ceea ce se întâmplă. S-a vorbit de șantaj, de faptul că vin unii și ne acaparează țara, adică lucruri, zic eu, mai mult decât serioase. Bun, repet ceea ce, de fapt, vreau să vă spun încă de la bun început că am încercat împreună cu colegii mei să aducem mai mulți interlocutori la această discuție, fie prin telefon, fie chiar în platou să participe la discuție alături de noi. Dar să știți că am fost refuzat și am simțit, de fapt asta e mai interesant, în spatele refuzului a simțit, iar unii chiar au admis, o teamă. Exact. Mi se pare foarte mult, sigur, cât o să, eu am mai întrebat și cu alte, cât o să ne mai temem? Și de cine? Că ne cam temem de toată lumea și ne cam temem de orice. Și asta e în efect a faptului că dumneavoastră, postul de televiziune, nu vrea lasă cu treaba. Dumneavoastră nu v-ați aplicat asupra explicării mecanismelor democrației către populații. Nu v-ați explicat omului că, știți, domnule, democrația funcționează pe faptul că fiecare spune cinstit ce crede, ce vede. Poate greșește cineva, nu zic, nu, oricine poate greși. Prin discuții se pot găsi ce anume greșim, ce anume este corect, indiferent ce anume este din noi în această situație. Din păcate, de bucată de vreme la noi se poartă mai mult tot felul de teorii conspiraționiste, care le tot vezi peste tot, că, domnule, orice ai face sunt, știu și eu, alien și alte chestiuni care te manipulează, așa că n-are rost să mai faci ceva. Stai cu minte în dreptul tău, nu zi nimic, capul plecat, sabia nu-l tai. Nu e o noutate, nu e o chestiune care se întâmplă acum. E o chestiune istorică pentru poporul român, pentru că noi am trecut prin atâtea. Până la urmă am rezistat exact prin această, știu și eu, adaptare, ca să nu spun direct duplicitate, încât să încercăm să trecem prin toate greutățile vieții cumva. Probabil că un exemplu tip cunoscut toată lumea este cel din cunoscuta piesa lui Caragiale, Ghiță, ghiță, pupă-l în bot și papă-i tot. Funcționează. Acesta este sistemul prin care am supraviețuit în timpuri, cum să spun, în timpuri în care eram sub piciorul altor asupritori, în fel sau de altul, poate chiar de ai noștri, dar așa era sistemul la vremea respectivă. Acum încercăm să ne atașăm de valorile și de sistemul democratic vestic, care funcționează și a fost dezvoltat pe baza deschiderii, pe baza lipsei fricii. Spunem toți ce-o fi, o fi, și stăm cu toți împreună în fața vâltorii. Nu în momentul în care încercăm să atacăm pe cineva sau să ne apărăm, cine-i poziționat cum trebuie fuge și rămânem cu ochii în soare. Lucru care se întâmpla destul de des, fiindcă veni vorba în bătăliile în care participau țările române. Dacă întâm în istorie, una din marile probleme era când era lumea mai dragă, boierul cu tărare pleca cu jumătate din oștire. Și atunci își găsea treabă, da. La ora bătăliei el avea o altă întâlnire. Nu este o noutate. Trebuie să învățăm să ne ridicăm, să trecem de acest nivel, pentru că nu mai suntem în aceeași situație acum. Nu mai suntem în situația în care este cineva bătut de frunze și trebuie să, știu și eu, să te ajungi ca să apuci măcar să trăiești așa, sub jug, cum o fi, dar să nu mori. Acum suntem cât și decât într-un context în care puteam avea sprijin din partea Uniunii Europene, care este un sistem cum spun, în care toată lumea este egală. Dar egalitatea trebuie să ți-o iei.
Nu ți-o dă nimeni, nu vine nimeni. Contrazic puțin. Nu, teoretic, ne ajută Uniunea Europeană, dar practic ne încurcă, ne condamnă instituțiile de la noi. Atenție, deci răspunsul primit de dumneavoastră, să spun că STV-ul, prin, mă rog, vorbesc de aparatul administrativ al acestei televiziuni regionale, a ajuns într-acolo încât să dea în judecată CNA-ul. Văzând că CNA-ul, care ar trebui să arbitreze și să ne dea dreptate, o scaldă, ca să nu spun în alți termeni, i-au dat în judecată. Și de acum urmează bani pe avocați, urmează perioadă de timp pierdută în justiție. Vedem cum se va finaliza. Dar răspunsul dat dumneavoastră e, bun, există reguli, în Europa se poate, la noi nu. Cum să lupți împotriva... Am spus că există reguli. Am spus că nu mai există abuzul de putere care exista cândva. Nu. CNA-ul v-a spus dumneavoastră în felul următor, dumneavoastră, există reguli, există un cadru legal, există și o grămadă de instituții care se ocupă de povestea asta, dar nu se poate. Dar trebuie să ne aplicăm noi. Asta ce, ce faceți mai departe? Asta e o chestiune care e dificilă pentru multe lume de la noi. Multe lume nu realizează că tot ce facem, facem noi cu toții. Noi, în general, era și o chestiune specifică românească. E o chestiune care e, poftim un gradient între vest și est, de implicare și de înțelegere a importanței în viața publică. Cei din vest au pornit la o idee în care toți ne implicăm și toți facem ceva și mergem înainte. Cu cum îndreptăm mai spre est, vedem că este mai important mitul tătucului, acela ne face de toate, noi mergem la el să ne dea, îl alegem, îl suntem bucuroși de el și așteptăm să ne crește, exact. Și un pupic noaptea și dormim liniștiți. De asta stăm așa, ați văzut, cu frică. Pentru că, într-adevăr, fiindcă veni vorba și mie, mi-am frică, dar asta e situația. Da, nu prea arătați că... acum, dacă, sigur, prin faptul că... frică de ce? Că vă închide afacerea. Acum, sincer, cel puțin nemțenii vă cunosc. Aveți alte posibilități prin care să vă câștigați un trai onorabil, aveți și alte nișe de afacere, nu cred că e un secret, vă puteți descurca. Poate de aici curajul în plus. Dar de ce ar fi frică unui cetățean simplu, să zicem? Cum spuneam? Adică e o frică generalizată. Uh-huh. Lumea nu vrea să vorbească. Dom'le, poate deranjez, poate o să mi se întâmple nu știu ce. Poate pentru că s-a mai și întâmplat. Probabil că s-au mai găsit situații în care se mai abuzează de anumite deschidere. Aici e iarăși o mică mare problemă. Am moștenit ceva din vremea comunismului și nu știu în ce măsură a fost desființat. Era o vorbă pe vremea comunismului, semafoarele sunt tot timpul pe roșu, amendăm pe cine trebuie. Și din acest punct de vedere am putea probabil observa că în multe domenii legislația este laxă, adică nu definește foarte bine și lasă extraordinar de mult... putere de decizie celui care o aplică și atunci ți-e frică să-l superi, pentru că el poate să aibă niște puteri extraordinare care nu prea sunt limitate nici măcar, adică vezi chiar dacă legislația nu este chiar de precisă nici acolo. Ea este construită într-un fel, influențată și de opinia populară. Adică în momentul în care cineva sare peste cal, ceva explodează undeva. Ori la noi nu prea explodează nimic, pentru că știți problema veche cu mămăliga. Da, a mai început mămăliga, cel puțin mămăliga de Vaslui, iată că n-a explodat, dar a dat în copt bine, apropo de gazele de șist, o reacție surprinzătoare pentru mulți din partea comunității locale. Surprinzătoare, zic eu. Revin la ceea ce ne doare. Merg și către ceea ce mă interesează și pe mine ca om de presă, dacă îmi permite, stimați telespectatori. O astfel de persoană juridică, o astfel de firmă, o astfel de societate ajunge în această poziție de forță. E sprijinită de instituțiile statului, pe care, dați-mi voie să spun că și eu le plătesc, și începe să ce? Să controleze. Păi am vrut să ne despărțim de comunism tocmai pentru că era unul singur care controla PCR-ul și ne controla tot. Ne controla unde muncim, unde locuim, ce gândim. Acum, o astfel de firmă, că o fi RCSRD, o fi alta, că or fi două, dar cu aceleași apucături care își dau mâna, că or fi trei, mai puțină importanță are. La un moment dat, deranjează postul X, ca să nu dau ca exemplu STV-ul. Unea Măriuție, îl scoate din grilă. Care e alternativa? Și fără supărare, nu am fost niciodată avocatul lui Dan Diaconescu sau al OTV-ului, dar nu pot să nu observ că, până la urmă, așa cum a zis el, că a deranjat, că n-a deranjat, ce a făcut, ce n-a făcut, certe că nu mai e. Cam aceiași actori și rezultatul. Dom'le, comentez prea mult, deranjez, nu mai ești. Cineva e un exemplu păgubos într-un fel, nu știu cum să zic. Părerea mea e că
cum să spun, multe din emisiunile de la acel post păcăteau cu mult la adresa rațiunii umane, din acest punct de vedere. Ceea ce spuneți dumneavoastră e problemă de gust. Se rezolva tot din telecomandă, fără supărare. Cine vroia să uita, cine nu vroia, nu se uita. Da, o mare problemă care o avem noi, iarăși, eu fac cu vină postul la chestiunea asta, este că nu prea sunt și posturile care să ofere reversul medaliei. La noi s-a întâmplat o chestiune foarte ciudată. A dispărut genul critic. Acum, vezi, tot felul de prostii peste tot în presă și în, și în TV și în mass media, prea puțin lumea și critică pe ăla, uite ce prostii spune. Toată lumea spune același lucru și atunci, cum să spun, omul e normal să fie influențat de niște chestiuni care poate sunt un pic cam deplasate față de unde ar părea că este adevărul, pentru că simt motiv că nu vine să spune altfel, spune doar că ăla e rău. Cel săracul om de la coada plugului poate nu are capacitate intelectuală să înțeleagă că știu și eu ce a povestit acolo, nu știu care naturist, îți povești, îți vende el afacerea. Nu e o chestiune care să aibă legătură cu ceva științific, cu ceva care să poată fi justificat. Pentru că pur și simplu nu are alternativă. Am pățit situații, mi-au venit chiar abonați care povesteau niște chestiuni și care mi-au explicat care e de fapt realitatea în domeniul respectiv. Când am dus să explic unui om bătrân pensionar, și am început să-mi spună, vai, Doamne, ce chestii, uite cum mă duceau ăștia de nas. Adică aici vin și zic iarăși că noi avem o problemă mare, că încercăm și să dregem și eu niște excese amuțindu-le, în loc să le dregem educând lumea la care are succes un eventual tip de exces. Vă dau un alt exemplu și fac din nou apel la capacitatea noastră de analiză. Ce se întâmplă în jurul realității? Un alt post de televiziune. Iată, vorbește și ea de o măsură legală luată discriminatorie și care ar fi direcționată către ea și care ar avea ca scop închiderea ei. Păi bun, zicem, ok, TV-ul nu, realitatea nu, ăla nu, ăla nu, ăla nu, la un moment dat o să vină un operator, doi operatori care o să ne ofere unu, două programe și nu o să nu uităm la alea, că nu o să avem alternativă. Exact. Ori, din câte știu eu, scopul CNA-ului este exact menținerea multitudinii de opinii și de mesaje. Deci, în acest punct de vedere, ar trebui lăsată cât mai multă libertate. Și iarăși vin și zic, aici v-am spus, este o vină distribuită. Nu știu dacă ați arătat, nu este vina doar a unuia. În general, cam niciodată nu e vina numai cuiva. Cam orice, la orice lucru sunt mai mulți care contribuie la acest lucru. Și e bine să ne uităm și la ceilalți, care poate pot face ceva. Cum spuneam, de exemplu, în acest caz cu MediaPro, pur și simplu nu te mai uiți. Dacă lumea nu se mai uită pe acel canal, și-a pierdut puterea. Nu mai poți să spun absolut orice. Ei, noi nu suntem dispuși să renunțăm la un minim de comoditate. Ne-am învățat acolo, nu cumva să ne uităm la alt film sau alt serial sau alt tip de spectacol, pentru că fix acela ne-am învățat. Cum să spun, în momentul în care nici cel mai minuscul sacrificiu nu suntem dispuși să-l facem, în acest moment suntem evident foarte ușor de manipulat. Asta e miza sau una dintre ele, dincolo de cea financiară? Și să ajungă cineva la pârghiile unui aparat de manipulat, să-i spunem, extrem de sofisticat, dar și ușor de folosit, că e unic. Nu știu dacă asta este un scop în sine. Părerea mea că pârghiile sunt doar financiare. Faptul că se poate ajunge, încât fiind puține surse de distribuție de informații, să se poate și manipula, este un risc. Pentru că se capătă o putere în momentul respectiv și știți foarte bine, puterea corupe. A fost diplomat. Eu vă întreb mai clar și întreb și pe telespectator. Oamenii ăștia care câștigă bine, ori face ei, mă întreb, vreun troc cu oamenii politici la modul următor, ne lăsați să ne umplem buzunarele, iar noi vă punem la dispoziție când aveți nevoie un instrument de manipulare mai mult decât eficient? Întrebare. N-am informații ca să spun așa ceva. Dar credeți că e posibil scenariul? Tentații există, cum spuneam. Deci în momentul în care sunt limitate canalele de comunicație, atunci există evident tentația de a controla ce anume se transmite acolo. În momentul în care există o multitudine de canale, acest control este mai dificil. Din acest punct de vedere, iarăși suntem un pic salvați de faptul că a fost răspândit internetul, care este mult mai greu de controlat și există acolo și o posibilitate de a transmite și mesaje diferite. Din păcate, la noi în România, penetrarea internetului este iarăși foarte redusă, nu din motive tehnice, ci din motive faptului că lumea nu este, multă lume, mai ales persoanele în vârstă, nu este suficient de educată în acest domeniu. Iarăși ajungem la capitolul, noi ca populație ar trebui să mai învățăm niște lucruri și aici ar trebui să supunem multă lume umărul și aici tot trag eu că ar trebui să pună umărul mai mult și posturile media, mai ales multele posturi alternative care ar trebui să-și găsească o nișă nouă și poate să-și ia un standard în a educa poporul, pentru că de prostii sunt destui.
Sigur, da, ajungem aici învârtindu-ne, sper să nu fie un cerc vicios, să fie găsită soluția. Audiența îți asigură încasări financiare pentru un post de televiziune, încasări financiare din reclamă, care te ajută să plătești salarii și așa mai departe. Nu știu, aș merge mai degrabă către, iată, televiziunea de stat, nu, care ar putea să preia mult din ceea ce ar însemna să acopere nevoia de educație, pentru că acolo nu știu dacă se judecă neapărat sub aspectul profitabilității. Evident că nu, din păcate, la capitolul știți foarte bine cu TVR Cultural ce s-a întâmplat, adică nu știu în ce măsură această parte educativă este în continuare o prioritate. Da, televiziunea de stat ar trebui, dar cum să nu toate lucrurile merg așa cum ar trebui să fie făcute. Și cum spuneam, cineva trebuie să facă niște... eforturile nu trebuie să fie neapărat de stat. Deci efortul de educație poate să facă fiecare în dreptul lui. Noi putem educa, cum spuneam, acum avem un mare avantaj. Pe internet avem acces la absolut toate informațiile, și bune și rele. Putem să vedem, fiecare poate să depunem un efort în loc să ne uităm la un meci în care, ne distrăm poate, dar nu învățăm mare lucru. Să începem să înțelegem un mesaj, să vedem, are în spate adevăr, și mergând pe argumentele aduse, să vedem care mesaj vine cu argumente reale și care vine cu minciuni și care este, prin urmare, un mesaj manipulator. O dezbatere reală ar însemna și o nevoie de educație asumată de către populație. Și care ar trebui făcută, care, cum spuneam, poate fi transmisă această chestiune. Deci oamenii sunt curioși, văd, oamenii ar vrea să vadă, să învețe. Pur și simplu nu au alternativă. Am spus, e și chestiunea asta, paguba asta noastră pe undeva, că penetrarea internetului este relativ mică. Ăsta, pe de altă parte, e paguba unora, e câștigul altora. Penetrarea TV-ului e relativ mare și a presei. Ori el ar putea să exploateze acest lucru transmițând ceea ce cei care nu pot accesa internetul, informațiile care aceștia nu pot să ajungă și de care ei sunt văduviți. Și nu ne putem mira că ei cred după aceea chiar orice prostie. Cum vedeți evoluând lucrurile? Mai avem câteva minute și ne îndreptăm spre concluzii. Cum vedeți evoluând lucrurile? Oi, n-aș să spun. Suntem așa într-o furtună încât trebuie să ieșim. Vă întreb altfel. Credeți că la un moment dat instituțiile statului care păcătuiesc de foarte multe ori, eu vă dau un exemplu ca să nu spună cineva că ne axăm exclusiv pe discuția și că luăm doar ce ne au. Apropo, poate ne pregătesc vreo amendă, dar mă rog, nu luăm doar ce ne au în discuție, dar de exemplu mă uit la relația cetățean-bancă. Orice bancă, nici alea nu prea mai sunt românești, că vorbeam de multinaționale că nu prea mai sunt românești, deci nici băncile nu sunt românești, cetățeanul e același cetățean, cu drepturi puține, statul nu-l sprijină. Ba, mai mult văd dita mai guvernatorul BNR la un moment dat spunând, domnule, apropo de clauzele abuzive, traduc eu, n-a spus în termenii ăștia, dar traduc, trebuie să caște mai bine ochii, domnii că au semnat și asta e, dacă au semnat, au semnat. Bun, statul, înțeleg eu greșit, dar ați dat exemplu european, statul nu trebuie să protejeze cetățeanul împotriva abuzurilor, împotriva, eu știu, actelor discriminatorii, ce trebuie să facă statul ăsta? Cum spuneam, ce trebuie să facă statul trebuie să definim noi, de aceea ne chemăm democrație. Să le cerem, adică să cerem statului exact ce vrem, deci, de la el. În primul rând trebuie să înțelegem ceva. Trebuie să înțelegem unde suntem. Asta înseamnă să înțelegem și inclusiv contractele care le semnăm. Să avem grijă de semnat contractele cu multe pagini și cu multe așa, s-ar putea întâmpla, poate mai bine nu le semnăm, poate că e un risc mai mare. Poate căutăm pe cineva care face un contract mai mic sau poate, pur și simplu, poate nu e nevoie. Aici e așa o chestiune. Știți, am luat o cruță de împrumuturi și de... ce am făcut cu ele? Ne uităm mașini, străzi pline cu mașini de lux, vile nelocuite, așa mai departe, cam asta nu e o investiție, nu creăm ceva din ele, de asta și merge treaba așa de greu. Dacă, poate dacă ne concentrăm să încercăm să luăm modul, poate doar acolo unde trebuie și în schimb să completăm cu ceva efort încât să crească ceva, poate nici măcar nu era nevoie de credite și veneau băncile și ne stau să rămână la noi să le luăm ceva. În momentul în care noi vrem acel ceva, în momentul respectiv acel ceva crește brusc în preț. Cum spuneam, e cerere și ofertă. Deci cel mai simplu metodă să nu te coste ceva mult este să nu vrei chestiunea respectivă, să nu insisti. Nu e nicio problemă, e dificil, e scump, folosesc altceva, sunt alternative. Nu ne plac lucrurile strălucitoare, aici e chestiune. Poate iarăși o reacție a faptului că sub vechiul regim am fost văduviți de ele și îndată ce apare chestie cu sclipici am început să ne dăm, vai ce frumos, vai ce ponei roz, hai să trebuie să avem neapărat și ne-am vândut casa și grădina ca să avem acei ponei roz și acum ne întrebăm de ce am ajuns aici. Asta e situația, măcar să ne încercăm să ne deșteptăm un pic, să învățăm pe ce lume trăim, să vedem ce este de făcut încât să mergem înainte pe picioarele noastre pe cât posibil, pentru că acelea sunt sigure pe care ne putem baza. Bun, dacă
Da, dacă OTV e gratis și satură plugarul, Trinitasul de ce nu e închis? Iată, ne întreabă cineva, apropo, că am adus în discuție OTV-ul. Da, mă rog, am zis OTV-ul că s-a întâmplat, era exemplu cel mai la îndemână, dar mâine se poate întâmpla oricărui post de TV care deranjează. Da? Dacă există pârghia, te scoate din grilă. De ce te scoate? Că îți cere un preț pe care nu-l poți acoperi. Și aici e comercială discuția, nu? Preț pe care e piața liberă. Preț pe care noi nu-l cerem. Deci noi transmitem gratuit toate posturile. Fiindcă veni vorba, chiar mă gândeam la o soluție de cum să rezolvăm această problemă pro TV. Eu mai găsesc încă o soluție. Să acoperim sumele care le cer pro TV, o să cerem și noi aceeași sumă ca RDS-ul de a posturile locale și cu acele posturi am putea plăti pro TV-ul ce dorește în plus. Foarte interesantă, că asta era ultima întrebare practic. Cum echilibrăm această balanță? Pentru că de o parte avem multinaționale cu bani mulți, cu sprijin politic, este evident. Nu probăm ca la parchet, dar e evident că beneficiază de sprijin politic multe dintre firmele mari și nu numai la noi, se întâmplă în toată lumea. Așa. De partea, la mijloc avem, dar nu e la mijloc, avem statul care, așa, din motive pe care le putem bănui, tinde să le dea dreptate tot ălora cu putere și cu bani. De partea altă, ce avem, domnule Oluții? Sau ce ar trebui să punem noi ca să echilibrăm cât de cât balanța? De partea cealaltă ar trebui să fie întregul popor. Din păcate, întregul popor se uită la Ponei Roz. Sau, mă rog, mare parte. În loc să se preocupe pe cel mai trăiește ce se întâmplă în lume și ce trebuie să facă, pentru că fiecare votează de fapt în fiecare zi, cum spuneam, cu telecomanda, cu banul cu ce cumpără, cu unde se duce să distreze. Toate acestea sunt voturi și de fapt acestea contează mai mult decât voturile care se fac periodic cu mare. O dată la 4 ani și pe care le pui în urmă. Așa este. Vă mulțumesc pentru prezență. Trebuie să punem punct aici acestei emisiuni. Vă mai așteptăm și urmărim cu permisiunea noastră să ne țineți la curent cu ceea ce se întâmplă. Poate facem și schimb de experiență, că, mă rog, se pare că sunt situații similare. Dumneavoastră, stimați respectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare alături de STV. Urmează emisiunea Imparțial cu Daniel Muraru, un subiect mai mult decât interesant, dacă am vorbit de multinaționale, de interese în această emisiune. E bine, vorbim despre lucruri ținute strașnic sub lacăt, secrete. De ce sunt atât de bine păzite? O să vedeți că răspunsul duce tot înspre interese financiare, dar mai multe aflați urmărindu-l pe colegul Daniel Muraru, după care noi ne revedem la revista presei.